Începe săptămâna cu o rugăciune, cea mai bună modalitate de a te feri de toate relele, spun preoții. Așa că rezervă-ți câteva minute și rostește aceste gânduri. Rugăciunea de luni este cea mai puternică. Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisesc că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Deci, astăzi că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării tale cele mari, iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie și mi-ajută să pun început bun și să port mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la sfânta ta răstignire. Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine după bună plăcerea ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea ta în această lume, iar nu în cealaltă viață, și iartă pe cei vii și pe cei răposați pentru rugăciunile sfintei tale biserici și pe toți ne învrednicește de mărirea ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe sfinții tăi îngeri, către care zic: O cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele nouă nevrednicilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu. Învredniciți-mă să vă văd la moartea mea, stând în jurul meu, și să duceți sufletul meu în cer ca să se închine măririi feței lui Dumnezeu, iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă pe care ați avut-o pentru mine și binele vostru să spun cu glas neîncetat în veci. Amin. Relatează A1.ro.